Ionel Muscalu a arătat că Ministerul Transporturilor a încheiat contracte de dezăpezire pe sume fabuloase, dar modul în care au reacționat autoritățile săptămâna trecută este sub orice critică. În România, dezghețul ăsta, dezăpezirea asta costă de 5 ori mai mult decât în Finlanda. Am văzut cu toții că în România pentru dezăpezire nu există în momentul de față, de fapt, contracte semnate de CNADNR, nu există contracte legale. Șoselele astea nu au fost dezăpezite pentru că, pe de o parte, sigur, condițiile au fost extrem de grele și nu se poate spune că viscolul n-a fost extrem de puternic. A fost extrem de puternic și utilajele, unele le-am văzut răsturnate de vânt. Altele, deci s-a luptat în condiții grele de iarnă cu această furie a naturii. Ionel Muscalu a mai declarat că pentru haosul care s-a instalat pe șoselele din România, primul ministru ar trebui demis. Este extrem de important și de ținut minte faptul că autoritățile guvernamentale nu și-au făcut treaba, nu și-au făcut datoria față de cetățeni și cred că domnul Traian Băsescu și ar trebui să-l demită pe premierul Boc, măcar pentru faptul că a murit un om, că au murit 3 oameni, după cum se spune la nivel național, dar că a murit un om aici, între adunații Copăceni și Giurgiu, la câțiva kilometri de o localitate, e strigător la cer din punctul de vedere.